În această dimineață, polițiștii prahoveni au efectuat 7 percheziții în municipiul Ploiești la locuințele unor persoane bănuite de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe, port sau folosire fără drept de obiecte periculoase și violare de domiciliu. Din cercetări au rezultat indicii că de la începutul lunii iunie și până în prezent, între membrii a două familii din Ploiești s-ar fi creat o stare conflictuală, pe fondul căreia s-ar fi produs acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, aceștia apelând la acte de violență și folosirea de obiecte periculoase. De la locațiile vizate, polițiștii au ridicat un adevărat arsenal de arme în vederea cercetărilor. Bunurile par a proveni din activitatea infracțională și vorbim despre obiecte contundente precum săbile, sulițe, cuțite, bâte, topoare și un pistol cu bile. 15 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe, port sau folosire fără drept de obiecte periculoase și violare de domiciliu.